Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Zona de munte a județului Vrancea se află sub cod galben de viscol. Meteorologii au emis avertizare pentru întreg lanțul carpatic. Atenționarea expiră pe 29 ianuarie la ora 8. Meteorologii vin cu o informare nouă care vizează întreg lanțul carpatic. În perioada 28 ianuarie ora 10, 29 ianuarie ora 8, la munte, în special la altitudini de peste 1700 de metri, vântul va avea intensificări cu rafale ce vor depăși 80-100 de km pe oră. Va fi viscol, zăpadă troienită și vizibilitate redusă. Pe arii restrânse, intensificări ale vântului vor fi și în zonele mai joase de relief din Transilvania și Oltenia, cu viteze de 45-55 de km pe oră. Începând din noaptea de sâmbătă spre duminică, 29 spre 30 ianuarie, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, dar îndeosebi la munte, unde va fi viscol. Rata de infectare cu noul coronavirus în Vrancea a depășit 4 la 1000, deci suntem în scenariul roșu. În municipiul Focșan sunt mai bine de 8 cazuri la 1000 de locuitori. Medicii ne reamintesc de purtarea măștii de protecție, de spălatul mâinilor, dar mai ales să ne vaccinăm. În cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea există specialiști care oferă consiliere de luni până vineri în intervalul orar 11-13. Încă o zi în care s-au înregistrat peste 200 de cazuri noi de coronavirus în Vrancea. Mai precis, autoritățile au raportat 277 de persoane care s-au infectat în ultimele 24 de ore. Rata de infectare are valoare de 4,2 la 1000. Medicii ne reamintesc de măsurile de igienă și protecție, dar mai ales de vaccin, care este extrem de important. Suntem cu rată de incidență peste 3, suntem deja în roșu. Eu n-am știut, dar tot aveam impresia că suntem verzi. Ce bine era. Ca frunza de și mie, mi-aș fi plăcut. Da, deci nu mai suntem verzi, suntem roșii-roșii. Roșii-roșii. Ca sângele lăsat. Da. Da, așa este. Dar ferească Dumnezeu, este foarte neplăcut că se întâmplă lucrurile astea, dar repet, ce îmi face plăcere să observ este faptul că se fac ore la școală așa cum trebuie în continuare și... Dacă mai lipsește câteva, mai lipsește un copil, o săptămână stă acasă, după aia mai... Că nu se îmbolnăvesc în masă copiii, încă. Credeți că... Deci sunt destul de mulți copii bolnavi, da, inclusiv în clase. În clase? Da. Am vrut să întreb ceva, dar uite că am uitat, apropo de copii, că se spune că la copii, că mai ales la copii... De data asta reacțiile sunt mai stridente și mai... Dar da, este, da, într-adevăr, este o creștere a numărului de îmbolnăviri la copii, cu o adresabilitate crescută către serviciile de pediatrie, la medicii de familie. Da, este, la medicii de familie. Da, da, și la serviciile de pediatrie și medicii de familie, da, sunt foarte mulți copii. În cazul în care aveți nelămuriri sau chiar teamă în ceea ce privește imunizarea, puteți apela la specialiștii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea. Am organizat în interiorul DSP-ului un interval orar în care oferim consilieri de specialitate, inclusiv pe partea de vaccinare oamenilor. Care când se face treaba asta? În fiecare zi de luni până vineri, de la ora 11 la ora 13. Și cine ține aceste cursuri? Cum se denumește? Nu sunt cursuri, sunt ședințe de consilieri. Da. Și pe baza unor programări, eu, doamna doctor Țurcan, domnul doctor Marin, doamna doctor Maierov, oricine este disponibil în intervalul respectiv orar. Și vorbind cu persoanele, mi-am dat seama că frica lor principală este pricinuită de informațiile false pe care le perpetuează cei din jurul lor. Și combătând fiecare informație cu argumente, ajung să înțeleagă că, de fapt, vaccinarea nu este una să facă rău omul, ci una pornită clar pentru a-i crește gradul de protecție și în lupta cu virusul SARS-CoV-2. Deci, de asta spun că câteodată este mai ușor să vorbim cu individul în sine decât cu grupuri populaționale sau cu grupuri, chiar și dacă sunt reduse ca număr. Pentru că fiecare din ei, o persoană poate să pună întrebări, să aibă impresia că toți ceilalți îl privesc ciudat, poate să aibă niște temeri personale generate de condiția medicală preexistentă sau de N motive și atunci să-și dorească foarte mult să vorbească de unul singur cu noi,
Și exact lucrul ăsta l-am oferit cetățenilor. Posibilitatea ca într-un interval orar, un timp alocat, un sfert de oră, 30 minute, cât este necesar, să vorbim strict pe probleme. O singură persoană sau cu mai multe persoane? Nu, o singură persoană deci sau cu membri din aceeași familie. În județul Vrancea, în data de 28 ianuarie 2022, sunt 1038 de persoane în carantină la domiciliu, 699 de persoane în izolare la domiciliu, 123 de persoane în izolare instituționalizată, dintre care 7 persoane sunt internate la terapie intensivă, 4 la Ajut și 3 la Focșani. 17.912 persoane s-au vindecat. 890 de persoane, din păcate, au decedat. În ultimele 24 de ore nu au fost raportate decese. Rata de ocupare a paturilor din spital destinată îngrijirii pacienților COVID-19 este de 26,61%. Începând cu 29 ianuarie, va fi înființat un centru de testare COVID în curtea Spitalului Județean. Centrul va funcționa doar în weekend, în intervalul orar 10-20. Într-o informare transmisă astăzi de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Focșan se arată, citez, venim în întâmpinarea persoanelor care prezintă simptome ușoare, similare specifice infecției COVID și care pe timp de weekend nu au unde să se testeze. Medici de familie și laboratoarele din județ nu au program de funcționare. Începând de sâmbătă 29 ianuarie 2022, înființăm un centru de testare. Acesta este amplasat în curtea spitalului, în fața unității de primiri urgențe. Persoanele care vin vor fi testate real-time PCR, probele fiind prelucrate la laboratorul din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea. Precizăm că acest centru de testare va funcționa doar în zilele de weekend, între orele 10 și 20. Rezultatele se vor primi fie prin mesaj text pe telefon, fie prin e-mail. În situația în care rezultatul este pozitiv, puteți merge la centrul de evaluare al pacienților COVID aflat la parterul secției de boli infecțioase în vederea unui consult de specialitate, eventuale investigații paraclinice și tratament cu antivirale orale, dacă medicul consideră că aveți indicații. Dacă simptomele sunt ușoare, puteți să vă sunați medicul de familie pentru monitorizare. Am încheiat citatul. Jocurile concurs Kangurul debutează în acest an cu secțiunea Poveștile Kangurului. Înscrierile au început deja. Competiția se adresează elevilor de la clasa pregătitoare până în ultimul an de liceu. Asociația Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație face cunoscut celor interesați faptul că au început înscrierile la jocul concurs internațional Poveștile Kangurului pentru clasele 0-12, ce are loc pe 11 februarie. Înscrierile pentru varianta tipărită a concursului se fac până pe 4 februarie, iar în varianta online până în ziua concursului. Datele concursurilor din prima jumătate a acestui an sunt 11 februarie, Poveștile Kangurului, clasele 0-12, 25 februarie, Kangurul Lingvist, engleză, clasele 3-12, 18 martie, Kangurul Internațional la Matematică Aplicată, Kangurul, clasele 1-12, 7 aprilie, Kangurașul Explorator, clasele 0-4, 19 mai, Poveștile Kangurului, clasele 0-4. În ce constă jocul concurs Poveștile Kangurul? Pentru clasa pregătitoare și clasele 1-4, testele sunt grupate astfel. Clasa pregătitoare, clasa 1, clasa a 2 și clasele 3-4. Pentru clasa pregătitoare, testul este sub forma unor puzzle-uri cu 18 abscipilduri. Pentru clasa 1 și clasa a 2, testele sunt alcătuite din 24 de itemi. Pentru clasele 3-4, testul este alcătuit din 30 de itemi. Pentru clasele 5-12, testele sunt structurate pe 4 niveluri de competențe. Fiecare elev, indiferent de clasă, poate să aleagă nivelul la care consideră că va obține cel mai bun punctaj. Pentru informații suplimentare, echipa Kangurul stă cu plăcere la dispoziția celor interesați la numerele de telefon afișate pe ecran sau la adresa de e-mail support@kangurul.ro. În general, jocurile concurs internațional Kangurul constau în rezolvarea unor teste grilă care conțin întrebări interesante și amuzante, create cu scop de a dezvolta imaginația, puterea de raționament, viteza de reacție, capacitatea de a lua decizii, bucuria de a rezolva situații problemă. Concursurile Kangurul au loc la nivel internațional, iar concursul internațional de matematică aplicată Kangurul se desfășoară în peste 90 de țări. Editura Sigma a organizat jocul concurs Kangurul începând din 1994, primele întreceri ale minții fiind cele de matematică aplicată. Ulterior au fost organizate testări privind înțelegerea textului scris în limba
limba română, poveștile cangurului, explorarea unor elemente de știință, educație civică și de cultură, cangurașul explorator, dar și verificarea nivelului de competență în limbile engleză, franceză, germană, cangurul lingvist. Proiectul educațional Cangurul se adresează tuturor elevilor, nu numai celor performanți, oferind fiecăruia experiențe de învățare eficientă. Cangurul se desfășoară în limbile română, maghiară și, în măsura solicitărilor, în germană. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea a publicat lista locurilor de muncă valabilă pentru următoarea săptămână. În Vrancea sunt disponibile 186 de oferte, iar în Comunitatea Economică Europeană 595. Angajatorii din Vrancea propun persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 186 de posturi. Lista a fost publicată ieri de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea. Din totalul posturilor de peste 180, 110 sunt pentru operator confecționer industrial și 10 pentru muncitor necalificat în industria confecțiilor. Câte 5 posturi sunt pentru cei de meserie călcător final, lucrător comercial și al muncitor necalificat în construcții, iar 7 sunt pentru îngrijitori animale. Cei interesați pot opta și pentru ambalator manual, ajutor bucătar, conducător autotransport rutier de mărfuri, confecționer asamblor articole din carton, electrician, inginer mecanic, agronom, patiser, rectificator, spălător vehicule, strungar, mecanic autotractorist, șlefuitor produse stratificate și tehnician agronom. În Comunitatea Economică Europeană, din cele 595 de posturi, 252 sunt în Germania pentru tăietor de carne și lucrători în producție. Tot în Germania este nevoie de magazioner, tâmplar, lucrători în producție și fabricarea sticlei, operator mașini și sisteme. În Norvegia se angajează vopsitor, agent curățenie, electrician, schelar, mecanic auto, faianțar, tâmplar și șofer de autobuz. Olanda are nevoie de tâmplar, culegător căpșuni, Estonia de sudor și tăietor de lemne, Polonia măcelar, abator vită, Franța sudor, farmacist, mecanic utilaje agricole. Angajatori din Finlanda, Danemarca și Malta și-au mai exprimat dorința de a angaja români în domenii precum mecanică, industrie alimentară, agricultură, manager de trafic aerian și ofițer de program. Oferta completă a locurilor de muncă din această săptămână o puteți afla la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea sau la telefon 0237-224677. Colonelul Flaviu Chiscop, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vrancea, este invitatul special al realizatoarei TVL Normanda Florențiu în cadrul emisiunii Poliția vă informează, care va fi difuzată în această seară începând cu ora 21. Pompierii vrânceni și-au prezentat ieri raportul de activitate pentru anul 2021, iar acesta va fi unul dintre subiectele dezbătute în cadrul emisiunii. 2021 a fost un an încărcat pentru pompierii vrânceni, care au participat la peste 7.000 de intervenții, cele mai multe fiind ajutor medical smurd. Vreau să vă spun că principalele intervenții le-am avut pentru acordarea primului ajutor calificat, 3.640, alte situații de urgență și în mod deosebit intervenții la epidemii și misiuni pirotehnice și evenimente publice de amploare, și anume 2.283 de intervenții. De asemenea, am înregistrat 322 intervenții la stingerea incendiilor și 226 pentru stingerea incendiilor de vegetație și altele. Aici la și altele încadrăm inclusiv incendiile care se produc la coșurile de fum, dar atunci când arde doar funiginea pe interior. Din păcate, sunt destul de multe și, apropo, aici sunt multe de discutat, dar în sezonul rece al anului suntem anunțați și, datorită faptului că suntem dislocați în județ în mai multe puncte de lucru, și asta asigur o intervenție rapidă, ajungem să lichidăm incendiu doar când arde funiginea pe interiorul coșului de fum. Ne producând pagube. Practic, dacă acea funigine n-ar fi stinsă în limitele respective, în scurt timp s-ar propaga la elemente de acoperiș și de acolo tragediile care lasă oamenii fără locuit. Din păcate, incendiile la locuințele persoanelor de multe ori lasă familiile sub cerul liber. Este și cazul unei mame cu 5 copii din Bordești, care acum locuiește la alți săteni. Casa i-a fost cuprinsă de flăcări în 22 ianuarie, iar acum are nevoie de sprijinul semenilor pentru a construi o altă casă. Din păcate, incendiile și mai ales incendiile la locuințe, într-adevăr, distrug atât locuința și de cele mai multe ori și bunurile aflate, astfel încât cetățeanul respectiv practic își pierde toată agoniseala de până atunci.
Încercăm prin intervențiile pe care le desfășurăm împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență de la nivelul localității să asigurăm un timp de răspuns cât mai bun, cel mai mic timp de răspuns, astfel încât incendiul să-l putem localiza și lichida în limitele respective. Dar, din păcate, de multe ori, având în vedere că se observă cu întârziere incendiul respectiv, condițiile meteo nefavorabile, mai ales mă refer aici la condiții de vânt, ajută la dezvoltarea rapidă a incendiului, astfel încât întreaga locuință este incendiată și, într-adevăr, pierderile sunt mari. Cunosc cazul respectiv. Se numește Costandache, doamna, că am primit pe... Deci doamna Costandache din comuna Bordești a fost mistuită, deci locuința mistuită de flăcări în acest moment. Mama în vârstă de 50 de ani și copiii, ei locuiesc într-o casă din apropiere cu sprijinul oferit de un vecin cu suflet mare. Dar da. Se pare că doamna respectivă a rămas fără absolut nimic, nici haine, nici nimic, nimic. Documente. Da, documente. Ce se, cum se poate, uite, doamna Costandache Ioana, telefon 0787 787370, cine vrea să ajute, pentru că e o situație critică, da? Așa este. În mod normal, persoanele care suferă pagube materiale în urma producerii unor incendii se pot adresa autorității publice. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general închisă ca aspect, cerul va fi parțial acoperit, vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între minus 5 și minus 3 grade Celsius, iar cele maxime între 4 și 6 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!